Nu puteam să mă opresc din mestecat. Era ziua mea. Era și Alice acolo. Făcuse talpa aia de friptură. Puteam să mă opresc din mestecat. Fug de Gabor dintr-un motiv. Ce dracu am făcut? Alice o fi în regulă? Primul nostru să... Îmi amintesc prima noastră ceartă. O luase razna atunci și a avut din ce în ce mai multe episoade după ce l-a născut pe Vali. Mircea. Cum naiba? Mircea. Adrian. Adrian, tu ce dracu cauți aici? M-a trimis poliția să aflu ce s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat, Adrian? Nu știi ce ai făcut? Nu mai știu nimic. Nu mai mi-aduc aminte nimic de ce s-a întâmplat. Mircea, ești bine? Nu. Nu sunt bine. Trebuie să mă ajuți. Sigur, o să fie bine. Hai să mergem. Nu, nu, nu. Trebuie să mă ajut să-mi reamintesc. Ce s-a întâmplat? Ai fost aseară cu noi la bar. Beam o bere. Da, da, da. Știu că am luat câteva bere. Așa. Ziceai ceva de o friptură. Ziceai că trebuie să-ți fac Alice de ziua ta. Friptura? Friptura. Și nu puteam să mă opresc de mestecat. Nu puteam să mă opresc din mestecat. Nu mai gata. Hai să mergem. Hai. Adrian. Adrian, ce s-a întâmplat? De ce mă urmărește pe mine toată lumea? De ce mă urmărește și poliția? Soția mea e bine? Dar băiatul meu, ok? Tu ce crezi? Nu mi-amintesc nimic. Nu ți-amintești friptura, baia? Baia? Spune mai multe. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Tocmai de-aia te căutăm, să ne spui tu. Nu mi-aduc aminte nimic. Tot un mare gol în capul meu. Ce să-mi amintesc? Zâmbea. Ții minte. Ții minte că zâmbea satisfăcut. Ce s-a întâmplat? Zâmbea de satisfăcut. Te simți bine? Mănâncă. Atunci s-a întâmplat, nu-i așa? Erau hainele lui. Arătau ca și cum l-ar fi sfârtecat un animal.
vrut să-mi strig soția, dar n-am putut să scot niciun sunet. Dumnezeu! Îmi amintesc! Ți-a plăcut masa? Întotdeauna ți-a plăcut friptura făcută de mine. Ea a făcut-o! Ea mi-a omorât copilul! Stătea la masă și mă privea! Am văzut asta în ochii ei! Calmează-te, respiră, spune-mi ce s-a întâmplat! Nu puteam să mă opresc de mestecat! Știu, știu! Ți-mi minte acum, mi-aduc aminte! S-a întâmplat atât de repede! Știu! A fost obraznic. N-a vrut să mă ajute cu masa. Știi că de când eram mică îmi tot făcea în ciudă. Am făcut-o pentru tine. Știam cât de mult îți place cum gătesc. A trebuit să o fac. Mi-a omorât copilul. Judecătorul o să înțeleagă. Nu puteam să mă opresc din mestecat. A mai venit un echipaj. Tu trebuie să mă crezi. Te cred. Te cred. Nu puteam să mă opresc din mestecat. Trezește-te! La mulți ani, uite, ți-am adus tort. Nu puteam să mă opresc din mestecat.